Administrația publică locală de Veană continuă împreună cu UNICEF implementarea inițiativei pentru promovarea drepturilor copilului și crearea unui mediu mai prietenos pentru cei mici. Astfel, la sfârșitul săptămânii trecute, la sediul UNICEF România din București a avut loc o întâlnire de lucru în cadrul proiectului Inițiativa Localități Prietene ale Copiilor. Întâlnirea a reunit reprezentanții UNICEF și ai unității locale de coordonare DEVA, respectiv Ana Ariati, reprezentant UNICEF în România, Iusuf Bafozoda, specialist în politică socială, Vlad Irimie, coordonator național al Inițiativei, și Lucian Rus, secretar de stat, dar și primar ales al Devei, alături de reprezentanții ai Unității Locale de Coordonare DEVA, Ilieș Gabriel, Marinica Aliz, Mateoi Paula și Morar Marcel. Discuțiile s-au concentrat pe analiza etapelor de implementare a proiectului, incluzând un raport inițial al analizei situației drepturilor copilului realizat de Institutul de Cercetare a Calității Vieții. O etapă importantă în continuarea acestui proiect este elaborarea unui plan de acțiune care va fi realizat de același institut, pe baza concluziilor analizei situației drepturilor copilului în consultare cu Comitetul Local de Coordonare și Consiliul Local al Copiilor DEVA. După finalizarea planului, acesta va fi supus aprobării Consiliului Local al Municipiului DEVA și ulterior va fi ratificat de Comitetul Național de Coordonare UNICEF. Această inițiativă vizează promovarea unui mediu mai prietenos pentru copiii din Municipiul DEVA și consolidarea participării acestora în procesul decizional care îi privește.